FMS reprezintă un standard de citire a informațiilor de la computerul de bord al mașinii. FMS este și varianta prescurtată de la Fleet Management Systems Interface. În 2002, UE a impus producătorilor de cap tractoare să standardizeze informațiile obținute din computerul de bord într-un standard denumit FMS. Cei 6 producători de cap tractoare, Daimler, MAN, Scania, Volvo, DAF Trucks și Iveco, au dezvoltat acest standard dotând cu un gateway FMS cap tractoarele. Gateway-ul FMS transformă informațiile proprietare într-un standard pe care producătorii de telematică precum Safelit îl interpretează și îl înțeleg. Dotarea s-a făcut treptat. Modelele de vârf au primit această dotare implicit, făcând parte din standardul modelului. Restul modelelor pot avea această dotare, fiind opțional la configurarea mașinii. 80% din modelele de pe piață au standard FMS. În general, mărcile la care se găsește cel mai adesea FMS sunt în ordinea asta: MAN, DAF, Scania și Iveco. Estimativ, la modelele Volvo se întâmplă mai des ca la celelalte mărci să nu se găsească gateway FMS. Citirea informațiilor transmise de computerul de bord se poate face prin trei interfețe diferite: CAN, CAN GO și CAN XT. Să vedem cum funcționează fiecare. Interfața CAN este nativă, adică integrată în modelul standard de dispozitiv GPS X700. Modelul de circulare a informației este de la computerul de bord în interfața CAN și apoi în GPS. Toate GPS-urile Safelit X700 au interfață CAN. Dacă datele de la computerul de bord nu pot fi citite cu interfața nativă CAN, atunci se apelează la interfața CAN GO. Prin interfața CAN GO sunt preluate informațiile de la computerul de bord pe un dispozitiv suplimentar conectat la GPS-ul nostru X700. A treia interfață folosită pentru citirea datelor este CAN XT. CAN XT este un modul care standardizează datele transmise de sonde și de bitmetre și le transmite mai departe către GPS, simulând computerul de bord. Interfața CAN XT este folosită la modele mai vechi fără computer de bord. Parametrii citiți și interpretați în aplicația Safely Portal de către cele trei interfețe sunt combustibilul consumat, nivelul de combustibil și odometru, mai puțin la interfața CAN XT, care citește doar primii doi parametri. La interfața CAN XT, odometru este calculat de către dispozitivul GPS. Valorile date de FMS sunt din litru în litru. Astfel, la călătoriile scurte în care nu s-a consumat un litru de combustibil, e posibil ca valoarea dată de FMS să fie de 0 litri, dar acest consum este trecut pe călătoria următoare. Nivelul de combustibil din rezervor este în procente. Eroarea maximă acceptată pentru valorile date de computerul de bord este de 3%. În aplicația de monitorizare Safely Portal, FMS este folosit la rapoartele consum real versus normat, consumuri, amprentă carbon și variații nivel carburant.